începutul săptămânii Andra era supărată pe tine. Acum văd că sunteți bine. Dar eu că mi-am luat aripi ca să-mi dau zborul ăsta. Încă te afectează dacă reacționezi așa. Încă nu mă afectează, sunt bărbatul care nu uit. Și care ține tot așa, în dosarea. Dar voi vreți să plecați din cauza lui Jador? Jador pentru mine e un plus de... Da, și cam. Pentru că mă stresează mult. Lasă-mă, ce vorbești așa? Unde au fost momente când eram nașpa amândoi? Și nu mai plecai, acum pleci. De ce n-a spus și răul în față? Până dacă nu o să merg? Niciodată nu o să regret nicio decizie pe care am luat-o în trecut și în poate, cum ai zis, mi-a distrus tot, pentru că m-a făcut să fiu omul care sunt astăzi. Tu, Bianca, ai putut să-i spui Elei că ești geloasă? Lui ăla știu eu că îi place de Livia. Dar vreau să zic așa, dacă au avut ceva cu ea, nu mai pot. Nu mai pot. Când tu poți controla ce naiba ai? Tihlizește acolo, gata! Și n-am voie să râd! Nu, n-ai voie! Asta vreau, e ultima gara și vreau să zâmbești și eu să râd. Na. Dacă vrei să pleci acasă, nu tihlizești. Sau poate nu e ultima. Na. Atunci să rămâi aici, ce frumos, că nu trag de tine, mă duc singur acasă. Sunteți pregătiți de vot? Dar urmează să aflăm și cine va pleca astăzi acasă. Doar că în această gală, fetele vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc aici, în această casă și în această emisiune. Iar voi, dragi băieți, veți vota un băiat pe care nu îl mai doriți aici, în această casă și în această emisiune. Că aici nu este un showbiz. Eu zic să mergem în căutarea showbiz-ului. Nu e cu răutate. Ați închis ușa, ați văzut, ați știut ceva de cartonașe sau... Da. Cutiuțe, cartonașe, cutiuțe... Dar doar când închis, să deschizi. Bine, de acum vin fără ele, da. Ca să pot intra, să nu mai închideți ușa. Și... Da, îl chem pe Husein. Sau pe Exima. V-am transmis un mesaj ieri, nu știu dacă l-ați înțeles sau nu l-ați înțeles. I-am rugat pe băieții... Să pupe fete, nu? Să fie mai curajoși. Să fie mai îndrăzneți, să se cunoască, muzica. Să se apropie, să facă și alte lucruri în afară de bătaie cu perne și, uite, fetele tot am rog. Vânătăi, bătăi, maestro, muzica. Numai bătăi și vânătăi. Haideți, dragi telespectatori, să vedem și noi ce băieți curajoși avem astăzi în gală și ce fete vor invita la dans. Căutăm și noi o melodie drăguță, lentă, frumoasă. Eu las pe și toți să dansez. Stam de ciorbă, ha!
acolo. Mariana, cine sparge gheața? Bun. Dăm drumul la treabă? Da. Da, da, vă rugăm. Bogdan, la începutul săptămânii Andra era supărată pe tine. Acum văd că sunteți bine. Da. În gală ne strângem aici cu toții să dezbatem întâmplările din săptămâna care a trecut. Da. Cu greu, cu ușor, cu certuri, cu împăcări, a trecut și săptămâna asta. Haideți să vedem cum a arătat ziua de luni.
Că ați început-o așa cu ceartă. Dar ai observat că mi-am luat aripi ca să-mi iau zborul azi? Foarte frumos. Și aripile ei unde sunt? Tot la mine. A, alea sunt ale ei, aripile ei. Ți le-ai tăiat tu și ți le-ai cu soție. Hai să vedem. Ai stat noaptea să le coși? Hai să vedem un prim material. Și am văzut că el nu o mai urmărește pe Instagram și am zis la Ela, că eram cu ea, sigur că nu mai urmărește pe Iasmina asta, oare ce s-a fi întâmplat? Și zice către mine, da, am vorbit cu ea astăzi. Păi că stai că un pic, că uite că eu ți-am arătat, că eu sunt așa, că măcar bucură-te că ți-am recunoscut. Eu n-am nimic, că suntem amici. Amici care doi prieteni, două luni la rând v-ați mesaje de alea de dragoste și nu știu ce, acum sunteți amici? Eu ți-am zis, cel mai bine ar fi să controlezi telefonul. Poate în momentul ăsta acum, dar să nu-i odată prin surprindere, știi? Eu am făcut lui Liviana așa. Dar de ce ai șters conversația de dinainte? Că o blocasem și s-o șters, sau nu mai știu, dar nu mai contează asta. Important, e gen că Andra face acum gen așa de emisiune, că îi place emisiunea. Eu o să plec, o să rămân ea să-și facă. Da, păi eu o să plec, să te las cu tine să-ți faci viața. Eu cred că tu aștepți pe fata, ai spus că stau ultima săptămână și ai zis: "Hai, mă, fată, Iasmina, haide, nu știu ce și de asta că aici, lasă că ții." Lasă că ții tu haine. Nu mai băga cuvinte în gură, că eu știu mai bine ce am vorbit, da? Conversația să le arătăm și. Păi da, poate aduc conversația și o să vadă că nu am vorbit nimic așa. Nu mă enerva. Cum mă, Jador, dar ai văzut ce i-a scris? Ce? Ai văzut toată conversația? Măi, dar eu știu tot, măi, tu trebuie să-mi spui mie. Știi tot că s-au văzut și în Timișoara? A? Că s-au văzut în Timișoara, știi? Mamă, în Timișoara nu s-au văzut. Prea mult! Nu s-au văzut! Prea mult! Vorbești prea mult, Jador, prea mult vorbești! Dacă aș fi orgolios ca tine de fiecare dată când m-ai enervat, păi trebuia să toate concertele. Ia vezi de treabă. Vorbește cu el. Și tu nu mai dai explicații, mă. I-am dat păi nu, că te bagă în groapă. Eu spui că te-ai văzut, tu spui că te-ai văzut. Trebuie să-i ofer. Păi de-aia am dat o dată. Nu să mai am încredere în Jador că mie spune că nu te-ai văzut cu ea și păi, trebuie să-i ofer. Jador, stai un pic, stai să-ți închid gura. Mi-a spus Bogdan că s-a văzut în Timișoara pe ea. Deci, mă, când a venit în București, mă, atunci... Da, mă, dar la București, la București, eu știam de Timișoara, e bine. Păi da, mă, și care problema? Nu erai cu el, adică problema mea. Tu dacă ai avut iubit acum ce? Stai puțin. Eram și cu el împreună. Eu știam că nu eram cu el atunci. E bine. A, să mă frate, dar când s-a întâlnit afară, ce cu trebuia să fac? Asta și am tăcut cap. Mi-a zis că pe Andra îi da, când nici măcar n-am aflat de la ea. Gata. Cu trebuia la telefonul, știi? Când nici măcar n-am aflat de la ea. Ce? Bă, că tu pe Ei, Bogdan, opran. Că tu peu. Că tu peu. Da, eu nu trântesc ușile, foarte important, eu nu trântesc ușile. Nu, e dar bine, deci tu, acasă nu o să pun masă. Deci are ceva cu masă, să știi. Deci n-ai cu ușa, dar ai cu masă. Cu masă, cu ușa. Hai gata, Ricardo, tu să nu-ți iei ușa cu geam. Eu zic să pui masă de aia prinsă pe odea. Ricardo, tu să nu-ți iei ușa cu geam acasă. Eu nu, mi-am sunat asta. Cu plastic. Să-ți iei cort, da. Pe voi, bravo, așa. Vedem, glumim, dar iată că ți-a rămas în minte întâlnirea cu None. A ei. Evident că mi-a rămas în minte. Încă te afectează dacă reacționezi așa. Sunt care nu uit. Care nu? Care nu uită. Și care ține totul așa, în dosariat. Mi-ai dărâmat o masă, ai dărâmat-o pe a doua. O vei dărâma și pe a treia? E nevoie. Dacă este nevoie, lipită de pământ. Când îți vei aduce aminte? A, nu. Dar voi vreți să plecați din cauza lui Jador? Jador pentru mine e un plus, gen. Da, și ca. Pentru că el mă stresează mult. Dar de ce vă doriți să plecați? Acum, serios, tu ești relaxată, te distrezi, te simți bine, ce e interesant, o ai și pe prietena ta cea mai bună, nu, chiar îți place, am văzut că regreți săptămâna asta. Așa, adică, încercam să... Adică, care e motivul real? Am ajuns la saturație, bănuiesc. Și vrem să... Noi. Adică, din ce mi-a zis ea și ea foarte bine. Să... Ea încă e bine. Și eu sunt bine, nu am... E... E apogeul meu. Taci din gură, bă. Taci din gură. Lasă-mă, ce vorbești acum? Unde au fost momente când eram nașpa amândoi? Pic, acum, și nu vorbeam. Mai pleca aia, acum pleci. Nu e asta, din gură, un pic. Lasă-mă să vorbesc. Vorbeam și eu, ziceam și eu ceva. Da? Taci. Tu cum ai spus eu? Este perioada din, nu știu, din emisiunea asta, din cât am stat eu aici, e cea mai bună. Niciodată nu a fost așa de perfect, chiar dacă e greșit. Sunt cu iubita mea, o iubită superbă. Ne iubim, înțelegem, nu sunt
amenințări, nu ești niciun băiat care să dea la ea sau așa, să mai fac eu gelozii. Deja nici nu se mai îmbracă vulgar pentru că se gândește și poate mă supăr sau așa. Învăța ce mă supăr, ce mă face fericit. Nici din partea ei știi că niciodată n-aș putea să amăg pentru altă fată. Nici măcar nu se gândește, nu mai face gelozii cu Roxana sau așa, că și-o stabilit în capul ei. Adică nu mai sunt motive de supărare, Iurea. Cu băieții, probabil niciodată nu a fost o formulă de băieți care să se înțeleagă așa de bine între ei. Adică prima oară când stăm cu toții aproape în fața hotelului, când terminăm filmările sau așa, nu se ceartă nimeni cu nimeni, chiar e foarte, foarte multă bunăstare. Și nu avem... Te rog, după filmări pe la 12. Dacă stau două materiale și te gustești cu prietenia. Da, da. Și dacă... Na, că trebuie să puneți și rău în față. Dacă nu împreună, pentru că oricum văd că aveți o legătură așa mai specială și vă spuneți tot, cred, sper. Da. Adică, de ce n-ați spus și răul în față? Măcar voi separat dacă nu împreună. Până dacă nu o să meargă. Dacă nu o să meargă... Dacă nu o să fie bine, dacă mă grăbesc, dacă ne grăbim, dacă e o grabă care o să strice tot... Asta că nu ne grăbim, o să mergem acolo să încercăm să ne cunoaștem mult mai bine. Adică, v-ați cunoscut suficient? Considerați că este momentul? Niciodată nu o să regret nicio decizie pe care am luat-o în trecut și poate, cum ai zis tu, mi-a distrus tot, pentru că m-a făcut să fiu omul care sunt astăzi. Și dacă eu plec și ne despărțim și poate atunci în moment regret că m-am despărțit de anul, că am ratat o oportunitate plecând cu ea, pentru că dacă asta simt să fac, asta fac. Și probabil dacă mi se închide ușa, mi se deschid alte 10 sau... Una, da. Două, nu contează. Una, două, nouă, magie. E agitat. Îi lipsește adrenalina? Nu știu ce lipsește. Se pare că sunt calm. Dar oricum, Nu m-am văzut nici... Nu acum, în general. N-am fost niciodată mai violent în emisiunea asta decât în ultimele două săptămâni. Se grăbește puțin. Așa violent în ultimele două săptămâni, fiecare zi trântit, tu și spart... Tot timpul e fost aia așa. Să ne amintim de candelabru. Să ne amintim de promisiunea ta către Zănoagă, cum că îl trimiți în... Da, mai era pumnul ăia de sus de acolo, din nușul când era mari, să... Când te-ai bătut, bătut pentru mari, m-am bătut pentru mari. M-am bătut pentru mari. Ba da. Ba nu, m-am bătut pentru mari. Zănoagă, Zănoagă. Hai, ține-mi când era să-ți dau cu ușa. Era să primesc o ușă. Dar la două săptămâni de cum ai intrat în casă și s-o bătut, doamna. Tu ai urmărit? L-ai urmărit pe Bogdan încă de la început? Nu vrei să te uiți așa? Pe YouTube? Ieri nu mă, că aseară îi dau mesaj ce faci iubi și ea îmi dă scris și a uitat cum eram eu cu Bia pe canapea. Serios, chiar prima oară când mă uitasem. Și am zis, bă, mă uit. Nu știu, așa. Ne, trebuie să te uiți la cum a fost cu Roxana, cum a fost cu Mari, alte lucruri. Nu cu Bia. Com, Mariana? Încă o dată. Cu tine este mai gingaș. Gingaș? Da, nu l-am urmat. Gingaș, nu... E în feeling-ul, dragă. Mai ce de azi. Om trăi și om vedea. În cazul în care nu vă merge bine, ușa este deschisă. Să ne întoarcem? Separat. Dar se vede că este ceva serios între voi. Mi-e teamă doar, repet, să nu se părească Dumnezeu. Dar așa am învățat și tata să pun rău. Dar asta i-am zis și eu. Focul. Asta i-am zis și eu, doamna, că se grăbește puțin și ar trebui să mai aștepte puțin, să vadă cum e treaba. Sau cum zicea Mariana la date, că din partea lui Bogdan e mai mult, din partea Andrei mai puțin, să nu se inverseze. Din partea mea, măcar nu să am niciodată niciun regret, pot să mă gândesc că am dat tot ce am avut, mai bun. Foarte frumos. Profiți de moment.